Strada Alexandriei, reparată recent la sfârșitul mandatului lui Dorin Chertoacă. Asta e visul lui Chertoacă după 3 mandate, ca mașinile să fie parcate în spic pe trotuare și pietonilor să le rămână atât, un metru sau iată ca dincolo și mai puțin. Pentru că mașinile nu e așa, sunt mai mari decât locul de parcare. Și ar încăpi acolo mașini doar de-a lungul. Dar de-a latul un spic nu prea încap și atunci intră pe trotuar. Și câini vagabonzi, ca pe timpul urechean. Capitala europeană nesmeșite mai etapăcică. Ce drum înclinat ca să treci cu căruciorul, dar loc pentru cărucior nu a prea rămas. Totul e ocupat de mașini sau de terase. Sau șantierele ocupate de trotuar. Și oamenii nu prea mai au pe unde să treacă. Trebuie să iasă pe carosabil sau să le șteargă lor mașinile. Acolo e pădure de mașini. Toți angajați mai ieși, lasă mașinile în zona asta. Că angajați teatrului nu prea au mașini. Bun brega, bună. Noroc. Este o parcat chiar pe sol, pe spațiu verde. Scoate glodă în oraș, se transformă în praf și noi îl inhalăm. Și contribuie la poluarea orașului. Aici sunt polițiști care păzesc ca să nu parcheze lângă Ministerul de Interne decât polițiști. Asta e misiunea lor. Să filtreze șoferii. Pentru asta există poliție, ca să aibă grijă de guvernanți și de paznicii guvernanților, de polițiști. Excepție transportul de service. S-a exprimat în romgleză. Mașinile angajați mai parcate cu o roată pe carosabă. Dacă așa era proiectul, ce să-i faci? Bulevardul central din capitală. Reparat recent, poți să-ți frângi gâtul aici. Dacă mergi cu bicicleta, cu trotineta sau pe jos. Da, suntem pregătiți să primim turiști. Să ne lăudăm. Uitați-o la mașina ce e parcată lângă trecere de pietoni și semafor. Asta? Da. O așteptam. Vă rog frumos. Ce m-a rugat frumos? O așteptam. Și-s două ambele parcate greșit după dungă, nu? Dumneavoastră, mai vedeți aici ce fac, ce fac. Văd ce-ți faci. Văd ce-ți faci. Dar se face sub camerele de supraveghere ale Ministerului de Interne.
O fi coleg de-a vostru din mai și sigla are el acolo. Nu știu ce potcoavă cu șerșei. Așteptați. Și acolo sunt carabinieri care se plimbă încolo, încoace. Militari în termen. Sclavi. Și tot nu au trageri de inimă să facă treabă. Bulevardul Central. Colț cu strada armenească. Chișinău, capitala țării cele mai polițienizate. O grămadă polițiști, carabinieri, securiști și tot degeaba.